În acest an vor continua investițiile în infrastructură, au anunțat reprezentanții primăriei Buzău. Bulevardul Unirii va fi asfaltat complet, iar locurile de parcare de pe marginea drumului vor fi desființate pentru a lăsa liberă suprafața carosabilă. În schimb, buzoienii ar putea să-și lase autoturismele în spațiile punctelor termice dezafectate. Vom încerca să mai câștigăm locuri de parcare, pentru că avem o problemă, așa cum știm cu toții, cu mașinile care sunt pe Bulevardul Unirii în momentul ăsta, pentru că vom pierde multe locuri de parcare. Tot în aceste investiții avem și un studiu de a realiza parcări supraetajate de-a lungul întregului Bulevardul Unirii. Ne gândim undeva la cel puțin 500-600 de locuri de parcare pe verticală numai în această zonă, iar studiul va pleca de la aceste puncte termice, deci ori vor fi desființate, sunt 11 puncte termice de-a lungul Bulevardului Unirii, ori vor fi desființate, ori se va construi deasupra lor încă, nu știu, 3-4 etaje pentru parcări supraterane. Pentru fluidizarea circulației se va apela și la un sistem inteligent de management al traficului rutier. Avem un proiect de care l-am semnat cu o firmă din Germania de high-tech, de a realiza un management inteligent al traficului în municipiul Buzău, respectiv să putem face orașul mult mai bun din punct de vedere al traficului, în sensul să nu mai avem blocajele care le avem cel puțin la orele de vârf. La acest moment, pe drumurile adiacente Bulevardului Unirii au loc asfaltări, a anunțat administrația locală. Programul de reabilitare al marilor străzi din oraș urmând să continue pe măsură ce condițiile meteo permit.